Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit. Sunt Diana Spătărel și vă prezint știrile după amiezii la Canal 5. Protestele fermierilor continuă și astăzi. Aceștia au blocat din nou accesul spre punctul de trecere al frontierei Leușeni-Albița, dar și traseul Cantemir-Cahul. Agricultorii au blocat și drumul Bălți-Sculeni, iar în raionul Rezina tractoarele au oprit circulația pe o bandă. Asta după ce, potrivit lor, nu au primit un răspuns concret din partea autorităților cu privire la ultimatumul înaintat de a avea o întâlnire cu președinția, parlamentul și guvernul. Să protesteze au ieșit și fermierii din raioanele Fălești, Telenești, Criuleni și Râșcani. Totodată, cei din raionul Cahul spun că au fost anunțați că ministrul agriculturii va merge la ei pentru a discuta. Totuși, fermierii insistă să aibă întrevederi cu reprezentanții celor trei instituții ale statului. Revenim cu această știre un pic mai târziu pe parcursul jurnalului. Din 1 aprilie, pensiile vor fi indexate cu 4,2%, nu cu 6%, așa cum autoritățile anunțase în decembrie anul trecut. În plus, ministrul Muncii și Protecției Sociale spune că vârstnicii nu și vor putea relua banii pierduți anul trecut la indexarea cu 15%, întrucât, potrivit lui Alexei Buzo, a fost menținută puterea de cumpărare și nu mai sunt bani în buget. În cadrul emisiunii Rezomat de la Earlife TV, ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a declarat că decizia de indexare a pensiilor cu 4% în loc de 6% se bazează pe datele de la sfârșit de an, care arată că rata inflației este de 4,2%. Noi pregătim pachetul de hotărâri necesare, deci discutăm atât cu Biroul Național de Statistică, cu Casa Națională de Asigurări Sociale. Datele cu privire la inflația la sfârșit de an arată că avem inflație de 4,2%. Aceasta va fi rata de indexare a pensiilor în acest an. Mai mult, ministrul a adăugat că vârstnicii nu și vor recupera banii pierduți anul trecut, când pensiile au fost indexate cu 15% și nu cu 30%, care era rata inflației de atunci. Anul trecut, atunci când cu un an în urmă inflația era 30%, da, autoritățile au spus că nu sunt bani și respectiv prin derogare de la lege s-a indexat doar cu 14%. 15%. Da. În acest an nu ar trebui oamenii să-și recupereze banii pe care nu i-au primit în acel an, în 2022? Deci, în anul trecut, eu vreau să fac o precizare extrem de importantă, anul trecut pensiile s-au indexat cu 15%, dar cum a apărut această cifră de 15%? Deci pensiile s-au indexat cu cât au crescut încasările în 2022 față de 2021. În acest an, 530,6 mii de persoane vor beneficia de pensie pentru limita de vârstă. Cuantumul pensiei minime pentru limita de vârstă constituie 2620,62 de lei. La începutul lunii octombrie 2023, în Republica Moldova, erau 675,6 mii pensionari, adică cu 303 persoane mai puține decât acum un an. Dorin Recean va continua să informeze cetățenii Republicii Moldova despre deciziile judecătorilor care afectează statul. Astfel a comentat prim-ministrul nemulțumirile magistraților care susțin că politicul se implică prea mult în domeniul justiției. Oficialul mai spune că nu vede în asta o tensiune dintre justiție și politic, ci o așteptare legitimă a cetățenilor ca nimeni să nu fie corupt. Nimeni, dar mai ales judecătorii, procurorii care sunt în ierarhia aplicării legii, să nu comită ilegalități, să nu fie corupți, să nu aprobe decizii care afectează statul Republicii Moldova, bugetul Republicii Moldova. Eu personal voi continua să-mi îndeplinesc datoria mea de prim-ministru, să informez cetățenii Republicii Moldova despre deciziile care afectează statul Republica Moldova, despre deciziile care afectează fiecare cetățean din această țară. Anterior, Dorin Recean a criticat în mod direct și repetat mai multe magistrate de la Curtea de Apel și Judecătoria Chișinău, criticând deciziile lor în cazurile legate de frauda bancară, furtul miliardului și excluderea din cursa electorală a candidaților partidului Șansă. Consiliul Superior al Magistraturii s-a arătat atunci îngrijorat de afirmațiile premierului, iar Judecătoria Chișinău a declarat că magistrații la examinarea cauzelor sunt independenți și Comisia Vet
Ting a menționat că mai multe îngrijorări au fost exprimate cu privire la procesul de evaluare, în special în lumina declarațiilor făcute de unii politicieni care au criticat anumite hotărâri judecătorești. Și a exprimat îngrijorarea și dezaprobarea față de declarațiile lui Recean și Asociația Judecătorilor. Liderul partidului Șansa, Alexei Lungu, a calificat gestul premierului drept o încălcare a principiilor separării puterii în stat. Iar Curtea de Apel a refuzat să comenteze declarația șefului guvernului. Purtătorul de cuvânt al executivului nu n-a răspuns atunci pentru o reacție. Doamnelor, domnilor, revenim la protestele fermierilor care continuă și astăzi. Aceștia au blocat din nou accesul spre punctul de trecere al frontierei Leușene-Albița, dar și traseul Cantemir-Cahul. Agricultorii au blocat și drumul Bălți-Sculeni, iar în raionul Rezina tractoarele au oprit circulația pe o bandă. Asta după ce, potrivit lor, nu au primit un răspuns concret din partea autorităților cu privire la ultimatumul înaintat de a avea o întâlnire cu președinția, Parlamentul și Guvernul. Protestul de la Vama Leușeni a creat un conflict între fermierii și șoferii de autobuze sau microbuze transportatoare de călători care nu și-au putut continua drumul blocat de tractoare. Nu-ți place agricultura? Nu știu cum fac ceva. Nu-ți place? Șoferii spun că au așteptat o reînșir să treacă vama și au îndemnat agricultorii să protesteze în fața instituțiilor statului responsabile de domeniul lor pentru a nu crea incomodități călătorilor. Mergeți la Parlament să protestați, nu aici, nu este frumos. Uitați-vă că stau mașinile pe loc de la 8, 9, 10. Ce-i asta? Cât vor mai suporta oamenii? Nemulțumiți de situația creată la vama au fost și șoferii cu automobile personale. Mult la deși și tractoare au inoși. Și încurcă ei la loc. Nu o să fie nici o rezultat. Ia că o să fie aici. O să ară ministrul volea spune de acolo. Chine așteaptă acolo. Alții însă au fost de partea fermierilor și i-au compătimit pentru situația în care se află. Dar ce se va rezolva cu acești fermieri? Ei la fel suferă, au procurat tehnică scumpă. Ei au dreptul să-și manifeste nemulțumirea. Desigur că au dreptul, sunt de acord cu asta. La punctul de trecere al frontierei Leușene-Albița au intervenit mai multe echipe comune ale Poliției de Frontieră, Inspectoratului de Poliție Hâncești și Inspectoratului Național de Securitate Publică pentru menținerea ordinii publicii și restabilirea fluxului trafic. Potrivit polițiștilor, toți fermierii care au blocat vama Leușeni și mai multe trasee din țară vor primi amenzi. Totodată am solicitat mai multe informații de la serviciul de presă al IGP despre numărul proceselor contravenționale și în baza căror articole au fost întocmite, însă până la ora publicării reportajului nu am primit nicio informație. Toți cei care astăzi participă la aceste proteste vor fi amendați? Da, au primit avertizările. Adică ei sunt la curent? Da, da. Fermierii ne-au declarat că amenzile nu îi sperie și că nu îi vor determina să renunțe la protest. Aceștia s-au adunat în raioanele țării începând cu ora 9 dimineața. Cei din Cahul spun că au fost anunțați că în după amiaza de astăzi ministrul agriculturii Vladimir Bolea va merge să discute cu ei. Întrebările, reivindicările care le cerem noi la ziua de azi, s-a cerut și de anul trecut. Nimic. Reacția lui domnul Bolea le-a văzut pe televizor. Am fost acum contactați, au spus că astăzi el prezidenta lui fizică la raionul Cahul. El a spus că nu știe nimic din toate reivindicările noastre. Nu s-a adresat nimeni, dar e o leacă de... Nu putem înțelege până la moment. Dar vedem, cu atât mai mult că ne-au promis că astăzi vine în teritoriu. La rândul lor, agricultorii care protestează la Vama Leușeni spun că nu vor discuții cu ministrul agriculturii, ci cu reprezentanții guvernului, parlamentului și președintele țării. Ce discutăm acum cu ministrul Bolea? Mi-a spus clar. Factorii decizii în țara asta sunt prim-ministru, președintele Parlamentului și doamna Maia Sandu. În 2020 aveau timp să vină și până la Căușeni și la Pirenezi. Amintim că agricultorii au blocat și ieri vama Leușeni și traseile din raioanele în care au protestat, iar ministrul agriculturii Vladimir Bolea a anunțat atunci într-o conferință că în timpul apropiat urmează să se vadă cu ei fără să precizeze o dată exactă. Fermierii au rămas să protesteze și în noaptea de 12 spre 13 februarie, iar pe rețelele de socializare au apărut imagini video în care se anunță că la fața locului ar fi fost detașate grupe de mascați. Poliția a venit ulterior cu o reacție în care a anunțat că fermierii
nu au fost intimidați și că mascații nu au intervenit, iar polițiștii au fost prezenți pentru a menține ordinea publică. Precizăm că fermierii care au ieșit zilele trecute la protest au cerut dialog cu autoritățile, un ajutor de 400 de milioane de lei și demisia ministrului agriculturii. Vladimir Bolea a spus ieri la o conferință că în curând va merge să discute cu manifestanții, că solicitarea de ajutor nu a fost trimisă la minister și nu a vorbit despre nicio demisie. La acest subiect, secretarul de stat al Ministerului Agriculturii, Vasile Șarban, a declarat că demisia ministrului nu va rezolva problemele agricultorilor, dar va stagna politica clară și acțiunile care sunt începute. Tot ieri, Bolea a prezentat un raport cu ajutorul oferit agricultorilor, menționând că au fost selectați cei care au cea mai mare nevoie de bani. El a spus că din 2020 și până în prezent, toți absolut fermierii au beneficiat de susținere financiară cifrată la aproape 6 miliarde de lei. La o săptămână de la protestele fermierilor, premierul anunță că îi așteaptă la discuții vineri. Totodată Dorin Recean a anunțat că astăzi ministrul Agriculturii Vladimir Bolea va pleca la Cahul, unde urmează să discute cu fermierii de acolo, cel mai grav afectați de secetă. Ministerul, eu ca prim-ministru, avem un dialog constant cu toată lumea din sectorul agricol și, în mod special, cum am spus, cu producătorii de cereale. Eu vreau să îndemn noi să avem respect pentru toți cetățenii, evident, avem dreptul să protestăm, dar să facem în așa măsură încât să nu afectăm drepturile altor. Există angajamentul și a vicepremierului Bolea, și a guvernului în general, și al meu, ca noi gradual să rezolvăm toate problemele. Ce facem în 24? Pentru că și în 24 facem acest lucru. Avem din nou aproximativ 1,7 miliarde în fondul de subvenționare. În plus, noi, statul, adică toți cetățenii Republicii Moldova, am mai împrumutat 1,5 miliarde de lei ca să putem să acordăm granturi de aproximativ 1 miliard de lei în sectorul zootehnic, dar și pentru pomicultură. Am accelerat și mai mult debursarea subvențiilor. Deja la jumătatea lui februarie, adică la ziua de astăzi, 361 de milioane de lei au fost debursați pe programele de subvenționare AIVA. Totodată, Dorin Recean a amintit despre cele 50 de milioane de lei alocate suplimentar săptămâna trecută pentru fermierii din sudul țării, care au avut de suferit de pe urma secetei din anul trecut. Suportul este destinat pentru aproximativ 400 de producători de cereale din raionul Cahul, Cantemir, Ștefan Vodă, Leova și Traclia, care vor primi în mediu câte 2500 de lei per hectar pentru a acoperi pierderile. Guvernul a eliberat din funcția de secretar de stat a Ministrului Afacerilor Externe pe Cristina Gerasimov, după ce aceasta a fost investită în postul de vicepremier pentru integrarea europeană și negociator șef pentru aderarea Moldovei la UE. În locul ei a fost numită Carolina Perebinos. De asemenea, cabinetul a aprobat cererea de demisie a Rodicăi Crudu, secretar general adjunct al Ministerului de Externe, care va ocupa fotoliul de secretar de stat al guvernului. Totodată, în cadrul ședinței, Alexandra Șian a fost numită în funcție de secretar de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Iar Ghenadie Marian a fost desemnat șef al Biroului pentru Integrare Europeană. Totodată, Viorica Boaghi pleacă din funcție de director general adjunct al Agenției de Cercetare și Dezvoltare. Funcționarul se va afla în concediu pentru îngrijirea copilului. Profesoara de la liceul din capitală în care s-a produs un caz de violență față de o elevă nu va mai preda clasei din care face parte aceasta. Decizia a fost luată în urma anchetei de serviciu efectuată de Direcția Municipală Educație. S-a constatat că la lecția de matematică, cadrul didactic a aplicat violența în raport cu o elevă. Totodată a manifestat un comportament ostil în adresa altor copii. La solicitarea membrilor comisiei, pedagogul cu care a fost înlocuit cu un alt profesor până la hotărârea finală, a conducătorului instituției de învățământ, iar Consiliul de Etică i-a aplicat sancțiuni sub formă de avertizare, anularea adausului pentru semestrul 2,
consultarea psihologului, deși potrivit codului muncii, ea putea fi concediată, informează Direcția Educației Tineret și Sport. Și subliniază că personalul din sistemul de învățământ general trebuie să-și desfășoare activitatea profesională în conformitate cu principiile și normele de conduită a codului etic ale cadrului didactic. Amintim că recent în internet au fost postate imagini video filmate într-un liceu din capitală, unde se aude cum o profesoară ridică vocea la o elevă. În înregistrarea, care este blurată, fata spune și ea ceva, dar nu foarte deslușit. Apoi se aude un sunet asemănător cu o lovitură, după care zboară mai multe foi. Ministrul Educației schimbă regulile de admitere în liceele supra-solicitate. Acestea pot organiza probe suplimentare în cadrul concursului de admitere în învățământul liceal, dacă în ultimii 3 ani au înregistrat mai mulți solicitanți decât locurile disponibile pentru matriculare. Totodată va exista o singură probă suplimentară de concurs pe toată țara, care va fi elaborată de Agenția Națională de Curriculum și Evaluare. Proba va include subiecte cu un grad avansat de complexitate în comparație cu cele de la examenele de capacitate. Ca și în cazul examenelor de absolvire, acest test va fi securizat, va fi elaborat de către Agenția Națională de Evaluare și Curriculum, va fi aplicat într-un centru în care va fi stipulat de către agenții unde acești elevi vor da acest probă suplimentar și toți care vor dori să meargă la liceu X sau Y, care este foarte solicitat, vor veni, vor susține această probă. Valentina Olaru, secretar de stat la Ministerul Educației, a declarat pentru realitatea.md că modificările făcute au scopul de a reduce din compromiterea evaluării. Până acum, unele licee supra-solicitate își stabileau propriile teste suplimentare de admitere în clasa 10. Organizarea unei probe suplimentare în cadrul concursului de admitere în învățământul liceal se va face în baza unei decizii a Consiliului Profesoral din Instituția de Învățământ. Aceasta va fi coordonată cu Direcția Regională sau Municipală de Învățământ și va fi organizată în condiții prevăzute de metodologie de admitere a elevilor în învățământul liceal. A mai adăugat secretarul de stat. Amintim că elevii care nu vor reuși să obțină o notă medie de 6 la gimnaziu ar putea să nu fie admiși în clasele de liceu. Acest lucru este stipulat într-un nou regulament elaborat de Ministerul Educației. Potrivit datelor instituției, sunt circa 1500 de elevi care anul trecut nu s-au calificat peste acest prag privind nota 6. Respectiv, în cazul elevilor care nu reușesc să atingă acest nivel, există opțiunea colegiului sau a unei școli profesionale. Astăzi marcăm Ziua Națională a Lecturii, dar și 89 de ani de la nașterea marelui poet Grigore Vieru. De 15 ani, poetul este doar în amintirile celor care au crescut cu poeziile sale și cu Albinuța, cartea copilăriei care a marcat generații întregi. Cu prilejul aniversării sale, mai mulți internauți au postat pe rețelele sociale creații semnate de Vieru, cum ar fi Mama, Puișorii sau Nu am moarte cu tine nimic. Nu am moarte cu tine nimic. Eu nici măcar nu te urăsc. Vei fi mare tu, eu voi fi mic, dar numai din propria viață trăiesc. Nu frică! Grigore Vieru este considerat unul dintre cei mai însemnați poeți ai Moldovei, el fiind și autorul multor texte ale cântecelor devenite șlagre, dar și a sute de articole de critică de artă și literatură, articole politice și sociale. A fost deținător al diplomei de onoare Andersen, cea mai importantă distincție internațională pentru literatura pentru copii. Câteva școli din Republica Moldova și un bulevard din Chișinău îi poartă numele, iar în anul 2010 bustul său a ocupat un loc de cinste pe aleea clasicilor. Grigore Vieru s-a născut în satul Perărâta, raionul Briceni, în 2015, când ar fi împlinit 80 de ani, casa în care a crescut a devenit muzeu. Poetul s-a stins din viață în 18 ianuarie 2009, în urma unui tragic accident rutier. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile după amiezii cu principalele evenimente ale zilei. Vă aștept la ora 19 aici, la Canal 5. Pe curând!